Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la noi să fim sănătoși. Ca de fiecare dată, sâmbătă, între 9 și 10, petrecem o oră în care învățăm foarte multe lucruri și vom vorbi despre sănătate, despre problemele de sănătate, de frumusețe, medicină alternativă, medicină alopată, homeopată, cam tot ce poate cuprinde starea de sănătate. Vă așteptăm ca de fiecare dată să ne sunați pentru concursul emisiunii, pentru a primi acele două aparate Breast Light. În curând vom avea pe ecran și numerele de concurs. Iar alături de noi este doamna doctor Miricioiu, Dana Miricioiu, care ne va vorbi și ne va încânta astăzi cu prezența ei, pentru că este ca un îngeraș așa și este îngerașul Mulțumesc. Doamnelor care doresc să devină mai frumoase, doresc să treacă peste complexe, peste tot felul de probleme, respectiv implantul la sân, dar trebuie să vedem și ce implică implantul la sân, ne sperie, nu ne sperie, nu știu, cred că nu ne sperie, că pe mine nu m-a speriat, doamna doctor, și ne va spune ce implică implantul la sân, trebuie să ne facem, nu trebuie să ne facem, dacă vrem, dacă nu vrem, și toate problemele, toate tipurile despre scandalul implanturilor, vom dezvălui tot adevărul, să spunem așa, într-o oră. Sper să reușim. Dacă nu, mai avem emisiune. Dacă nu mai avem emisiune, s-ar putea să nu reușim să combatem tot. Ia spuneți-ne, cum este cu implantul? Când o femeie decide să-și facă un implant, ce trebuie să facă? Care sunt primii pași? Să o luăm așa, de la un abecedar, de la A. În primul rând trebuie, deci, implantul de sân. Ne referim la mărirea sânilor cu ajutorul protezelor de silicon, da? Despre asta vorbim. Mai sunt și cazuri de mărire și cazuri de micșorare, am auzit. Remodelarea la nivelul sânilor se realizează prin mai multe tipuri de operații în funcție de necesitățile fiecărei paciente. Avem fie augmentare, deci mărirea volumului sânilor cu proteze, fie micșorare de sân la anumite paciente, fie lifting mamar, sau lifting mamar ajutat de proteze de sân, în funcție de necesitățile pacientelor. Sunt paciente care au sânii mici și necesită mărirea lor, sunt paciente care au sânii căzuți, acei sâni tozați, necesită lifting. Și asta ni se întâmplă tuturor la un moment dat. De ce să evităm acest... Da. La o anumită vârstă, la o anumită vârstă, într-o anumită proporție, să spunem... Gravitația e mare și atunci... Gravitația e mare, sarcinile sunt multiple. Sunt multiple și problemele... Mai sunt factorii genetici. Exact. Foarte mulți factori contribuie la modificarea glandei mamare, atât ca structură, dar în același timp se poate modifica și învelișul glandei mamare. Deci noi putem să remodelăm la nivelul sânului atât glanda mamare cât și învelișul acestea. În așa fel încât pacienta să redobândească un sân pe care și-l dorește. Deci, prima condiție este ca femeia să își dorească lucrul acesta. Să-și dorească. Și doamnele care își doresc să ne pună, să ne adreseze nouă întrebări la 031 403 0442, n-am greșit, deci 031 403 0442, pentru concursul emisiunii Breast Light și pentru întrebări adresate doamnei doctor Miricioiu. Ne puteți scrie și la noi, să fim sănătoși, arongigatv.info, iar telefonul de informații concurs 021-319-750 în farmacii sau, dacă nu, pe www.iuliapreda.ro. De asemenea, ne puteți scrie și pe Facebook, la noi, să fim sănătoși. Ne găsiți foarte ușor, e o metodă foarte simplă de comunicare și vă așteptăm cu telefoanele, bineînțeles, acum. Da, doamna doctor, deci dacă persoana, primul pas este să... își dorească. Să-și dorească. Ce femeie nu-și dorește să aibă niște sân frumoși? Sunt paciente care am întâlnit paciente cărora le-a fost indus acest sentiment, fie de apropiați, fie de către partenerul de viață, spunându-le că, sau dezvoltându-le acel complex, sânii tăi nu mai sunt așa cum erau acum nu știu câți ani, ai născut, parcă nu te mai plac chiar așa. Și în acest moment, în acel moment, pacienta normal se gândește să facă o modificare. Aceste cazuri nu reprezintă majoritatea în cazul pacientelor. Sunt paciente care nu au volum de glandă mamară. De la natură. Da. Lucru care este perfect înțeles din punctul meu de vedere, deci nu reprezintă nicio contraindicație, dimpotrivă reprezintă o indicație. De către dumneavoastră, dar soții nu înțeleg și atunci dumneavoastră trebuie să interveniți puțin. Eu am în față pacientul. La mine vine pacientul. Sunt cazuri în care femeia vine și împreună cu soțul. Sunt, ba mai mult atât, sunt cazuri în care soțul o aduce la doctor pentru a-și redobândi altă încredere în propria persoană. Discutam despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pacienta. Și în afară de dorința
expresă în a face o remodelare la nivelul sânului. O altă condiție pe care trebuie să o îndeplinească pacienta este să aibă o stare psihică, psihologică stabilă. Să știe ce își dorește de la sân, de la operația în sine, să nu exagereze cu anumite modificări care nu ar putea decât să-i aducă de servicii și implicit adică și chirurgului. Sunt prea mari, da, sunt prea paciente sus, care, prea jos, prea... Sunt paciente care cer un volum de sân nenatural. Mulți colegi de-ai mei încearcă să discute și să îndrepte într-un fel gândirea în așa fel. Noi încercăm să transformăm corpul în ceva. Să faceți și pe psihologul puțin. O, suntem obligați să facem lucrul acesta. Ținta noastră este ca pacienta să aibă o mulțumire sufletească, să fie împăcată în propria piele după ce a făcut această intervenție, dar intervenția în sine trebuie să se desfășoare în anumite limite ale frumosului și ale armoniei. Dincolo de asta vorbim de vulgaritate, vorbim de exagerări. Și am văzut, slavă Domnului, destule exemple și la noi și în străinătate. Acela ține domeniul patologicului, deci altceva se întâmplă în capul pacientei în momentul în care cer astfel de... Dar de ce medicii respective acceptă totuși să facă asemenea... Da, sunt medici, pentru că este o intervenție care se poate face, sunt, slavă Domnului, proteze de sute de grame care se pot implanta. Eu nu fac lucrul acesta, trebuie să vă recunosc. Refuz paciente. Sfera naturalului. Da, de ce? Pentru că la un moment dat rezultatul pacientei care mie îmi displace, nu pot să fac ceva care îmi displace sau nu pot să fac ceva pe care nu mi l-aș face mie. Exact. Noi trebuie să lucrăm cu frumosul și cu armonia. Și mai mult, rezultatul pe care îl obținem la o astfel de pacientă se poate întoarce la un moment dat împotriva noastră. Și așa, decât să exagerăm odată cu pacienta, mai bine ne păstrăm în anumite limite și noi. Asta este punctul meu de vedere. Am înțeles. Legătura, să discutăm și despre această maximă problemă, discutam noi și înainte, legătura între implantul la sân și cancerul la sân. Ar avea vreo implicație? Sunt păreri pro și contra. Sunt unii care susțin că nu ar avea nicio treabă, alții care spun chiar că ar avea o problemă. Dumneavoastră o să ne lămuriți așa și pe telespectatoare. Da, dacă este să ținem cont de partea științifică și de cercetările care s-au efectuat, părerile sunt contra. Contra, mă refer la modul că implantul nu produce niciun fel de modificări cancerigene. Și acestea au fost făcute. Sunt sute de studii care au fost făcute. Gândiți-vă că protezele care au fost implantate și sunt implantate la nivelul sânilor, în primul rând au fost folosite pentru reconstrucția sânilor pacientelor care erau mastectomizate. Deci care își pierdeau sânul după intervenții de excizia acestuia după cancerul de sân. Dacă de atunci aceste proteze erau folosite, deci pentru o operație estetică, o intervenție estetică, nu văd rostul pentru care ar exista astfel de teorii. În ultima perioadă chiar a fost născut un scandal care a ocupat presa, acel scandal cu protezele PIP. Au fost niște proteze, într-adevăr, pe piață, slabe din punct de vedere calitativ, pentru că ele erau, în primul rând, nu știu cum au scăpat de controlele efectuate în Europa. Au încercat să fie exportate, producătorul din Franța, pentru că despre ele vorbim despre protezele PIP, a încercat să exporte astfel de proteze în Statele Unite. Și n-a reușit. În Statele Unite, controlul care se efectuează pe dispozitivele medicale și pe tot ce înseamnă sănătate este guvernat de un forum extrem de puternic, FDA. Acest FDA se ocupă numai de sănătate. În Europa nu există un astfel de for care să își pună amprenta doar pe sănătate. Există acele reglementări și, directive ale Comisiei Europene. Există, da. În momentul în care un dispozitiv sau orice altceva primește acea ștampilă CE, înseamnă că el este avizat și este conform dispozițiilor comise normelor europene. Da. Dar sub această marcă CE, noi putem să dăm credibilitate tuturor produselor, pornind de la jucării
până la medicamente. Deci ceva care să se ocupe strict de lucrul acesta nu există. Și putem intra în detaliu să vedem cum au dobândit aceste implanturi siliconice aprobarea CE. Americanii, în momentul în care l-au văzut și l-au testat, și l-au testat timp de 2 ani de zile, au transmis europenilor semnale de avertizare prin care li s-a spus ceva nu e în ordine cu aceste proteze. Noi nu le adoptăm, dar aveți și voi grijă ce faceți pe plan european. Mai mult, ele au fost comercializate, dar încă de acum 7 ani, chirurgii esteticieni au observat că învelișul lor nu este ok. Se produc scurgeri de silicon. Comparativ cu alte produse care au și FDA-ul, acestea erau net inferioare, numai că aveau un preț mai mic. Normal, pacientele, în momentul în care văd că există un preț mai mic, s-au gândit că haide să... E mai ieftin, poate e mai bine. Mai erau și doctori și s-au întâmplat lucruri de genul acesta care au susținut și care efectuau tot felul de astfel de intervenții cu un preț foarte mic. Deci au fost unii care au atras atenția. Nu s-a sesizat niciun membru al Comisiei Europene, pentru că de fapt nici n-avea de unde, pentru că nu există. Producătorul, ca să obțină această recomandare CE, marcă CE, trebuie să poate să apeleze la 70 de astfel de organisme care sunt împrăștiate în toate statele membre UE. Acestea pot recomanda un laborator. Și pot fi greu controlate. Da, dar pe mine m-a șocat foarte tare care este acest demers în Europa. Să-l spunem și telespectatorilor. Aceste 70, nu unul singur, cum este FDA-ul în Statele Unite, aceste 70 de organisme recomandă un laborator care să testeze produsele. Fiecare un alt laborator deci în altă țară. Deci 70 deja de facem partii priuri. 70 de păreri, 70 de... Exact. Aceste laboratoare, care unele sau majoritatea dintre ele sunt private și care sunt, să spun cum sunt la noi, micro-întreprinderile, cu câțiva angajați. Au ușoara libertate, să spunem, de a promova libertate, mai mult sau mai puțin să spunem și libertate. De a fi mai mult sau mai de nu puțin, a controla cum trebuie. Într-o interpretare și atunci a scăpat un pic prin urechile acului, să spunem și acest... Tocmai de aceea, acest producător din Franța a obținut marca CE într-un laborator din Germania. Este deci, foarte important. Și la ei se poate, nu numai la noi, dacă era obținut într-un laborator din România, am fi zis, noi românii. Dar se vede că se poate și în altă parte. Deci. De aceea este foarte important această aprobare FDA. Este, din punctul meu de vedere, tot ce folosesc la mine în cabinet trebuie să aibă aprobarea FDA. Deci nu mă pot încrede. Deci este, de fapt, o neîncredere doar în a folosi dispozitive medicale, pornind de la o simplă seringă cu acid hialuronic și terminând cu, platforme laser. Deci folosiți tot ce este trecut și controlat de această... Absolut. De acest sport superior. Absolut. În America știm că ei sunt foarte stricți, atât cu medicamentele, cât și cu dispozitivele medicale. Și sigur că sunt, da. Și nu lasă să pătrundă deloc astfel de dispozitive sau astfel de medicamente pe piața americană, pentru că îi țin foarte tare la calitate. Și am omis să vă spun un lucru. Acele proteze PIP, pe baza cărora s-a născut scandalul s-a născut cu o pacientă cu astfel de proteze, a murit fiind diagnosticată de cancer de sân. Și de atunci s-au început să răscolească totul, s-a dovedit că implantul siliconic PIP conține un silicon industrial, nici de cum medical, care toate controlele care s-au efectuat la acea firmă în decursul celor 6-7 ani, ei au ascuns faptul că importau silicon industrial de siliconul care se folosește la... În industrie, obiecte, în orice, casnice, da, la... Deci vă dați seama, este de neconceput lucrul acesta. După care au început investigațiile, până în momentul de față, acea pacientă care a decedat din cauza cancerului de sân, deci nu s-a dovedit că acele proteze a dat naștere cancerului. Și vorbeam dacă protezele de sân, protezele implantul siliconic, poate să dea naștere cancerului de sân. Statistic, în toată lumea, de acum 10 ani de zile de când se fac toate aceste studii, s-a demonstrat clar că incidența cancerului de sân la pacientele cu proteze mai mamare este aceeași cu cea a celor care nu au proteze de sân.
Dacă deci ar fi fost mai mare... cancer, e. Nu e să fie, nu e. Exact. Deci, nu este deci oricine poate. Chiar asta nu înseamnă că o pacientă care și-a făcut o augmentare mamară să se gândească că va dezvolta cancer de sân din cauza protezei. Este exclus lucrul acesta. Este ce analize exclus. Trebuie să-și facă o femeie înainte să se hotărască? Deci s-a hotărât și pasul următor, să-și facă niște analize. Bănuiesc că e bine să-și e facă obligatoriu. Un control. Și cam care ar fi acele analize... Și acele tipuri de testări, probabil ecografie? Obligatoriu. Deci, în primul rând, ne interesăm dacă pacienta are istoric de cancer de sân în familie, dacă are mamă, mătușă, bunică, rude care au trecut prin astfel de experiențe. Niciodată nu se recurge la operație de introducere de proteză de sân fără a fi diagnosticat sânul. Deci se fac pacientelor sub o anumită vârstă, sub 40 de ani, se fac ecografii. Dincolo de această vârstă se fac atât ecografii cât și mamografii. Deci noi trebuie să avem în vedere că vom lucra cu un sân din care este exclus un potențial oncologic. Și dacă să spunem că există un nodul care este suspect de anumite modificări, transformări, nu e niciun fel de problemă. Luăm legătura cu medicul oncolog, el ne poate certifica, putem face o biopsie, se poate scoate acel nodul în momentul în care se face și operația ca din implant mamar. Ca să nu lăsați siliconul și nodulul împreună, să se întâmple alte lucruri ulterior. Nu se întâmplă. Deci siliconul cu nodulul nu au niciun fel de legătură. Mai ales că... operația, intervenția în sine nu intersectează glanda mamară în cele mai multe din cazuri. Deci siliconul se bagă sub mușchiul pectoral și glanda mamară rămâne ca atare. Sunt mai multe tipuri. Putem vorbi cum trebuie să se hotărască o femeie să-și facă acest implant. Care sunt cele mai bune, care țin cel mai mult? Că de fapt asta cred că e întrebarea. Dom'le, cât mă ține cel mai mult să nu se lase, să nu pierd, să pot să fac sport, să pot să am o viață, cam auzit. Că s-au mai lăsat, că este și în presă stipulat, scris, se tot acum, haideți să fim sinceri, în momentul în care o pacientă cu noi trebuie să un volum... trebuie să lămurim telespectatorii. Sigur pentru că da. Ei văd aceste lucruri și... Deci totul se întâmplă la consultație. Da. Recomand tuturor telespectatorilor să nu apeleze la forumurile care sunt și care încearcă să pe dea internet, anumite recomandări, să meargă la o consultație, stă de vorbă cu medicul, cu chirurgul estetician și acolo poate să obțină toate informațiile. Intervenția ca atare ține cont de particularitățile anatomice ale pacientei și de dorințele ei. De exemplu, sunt paciente care au sâni mici, foarte mici și vor ca să nu se vadă incizia absolut deloc. E adevărat că atunci putem adopta introducerea implantului printr-o incizie foarte fină în jurul areolei. Sunt paciente care au sânul un pic mai mare și care tot așa vor, nu, eu vreau să facem incizia prin areolă. Întrebăm, vrei să mai ai copii? Din punctul meu de vedere, nu e bine să facem această incizie prin areolă, ci prin șanțul inframamar. Este cea mai sigură și cea mai sănătoasă cale. De ce? Pentru că a ajunge în spate, îmi pare rău că n-am adus o machetă cu sânul ca să explicăm pacientelor care sunt căile de abord. O să mai de facem abord. Emisiuni pe această temă, că sunt sigură că sunt foarte interesante. Sunt foarte interesante. Și nu numai telespectatoarele, dar și telespectatorii, că trebuie să știe ce le așteaptă pe doamnele lor. Da, ar fi nu? Interesant asta. Ar fi interesant. Ar fi interesant trebuie să vedem empatizeze și opinia lor. Da. În momentul în care... noi încercăm să ajungem prin areola mamar în spatele mușchiului pectoral, atunci trebuie să intersectăm niște canale galactofore, deci trebuie să intrăm prin glanda mamară. Nu recomand acest lucru pacientelor cu sânii cu un anumit volum și acelor care vor să aibă un copil. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, sânul este un organ nobil și trebuie să le respectăm. Cea mai sfântă incizie și cea mai sănătoasă este cea prin șanțul inframamar. Sânul capătă și o formă anatomică, în așa fel încât incizia respectivă, prin ptoza anatomică pe care noi trebuie să o conferim chirurgii sânului, ne putem întoarce și la acest aspect, incizia se ascunde. Deci cicatricea rezultată în urma inciziei se ascunde. Și atunci totul este perfect. Și atunci totul este perfect. Am înțeles. Care ar fi legătura, să spunem, între
nu numai între cancerul la sân, dar între alte afecțiuni care ar putea apărea, reacții alergice, reacții adverse. Există această posibilitate să facă o alergie, nu, să facă o reacție adversă la... O reacție la materialul protezei există din partea organismului, pentru că în jurul ei organismul detectează că acolo s-a întâmplat ceva, ceea ce nu exista până acum. Organismul detectează această proteză și încearcă să o izoleze de țesutul mamar prin formarea unei capsule fibroase. Dacă regulile sau indicațiile postoperatorii nu sunt respectate, această capsulă fibroasă se poate dezvolta un pic mai mult decât este normal și atunci apare acea complicație contractură capsulară. E din ce în ce mai rar în momentul de față, dar reacții alergice nu există, pentru că este un silicon medical. Toate lucrurile acestea au fost testate. Cu compatibilitate maximă cu organismul. Sigur, cu organismul. Revenim la protezele PIP, apropo de testele de alergie și de toxicitate. Existau la un moment dat niște ipoteze potrivit cărora acel silicon care se scurgea provoca intoxicație pacientelor. Nu este adevărat. Singurul test pozitivat în cazul acestor proteze PIP a fost testul de iritație. Ce înseamnă asta? Deci testul oncologic a căzut până în momentul de față, se continuă cercetările, testul alergic, să spunem, a căzut și el. Cel de toxicitate nu e cazul, doar cel de iritație a rămas pozitiv prin faptul că scurgerile acelea care nu sunt permise de silicon în afara protezei mamare produceau o iritație la nivelul capsulei. Capsula fibroasă, aceasta despre care am vorbit mai devreme, căpăta un alt aspect de se dezvolta normal. În plus, în afară de lucrul acesta, se iritau și vasele limfatice, se puteau produce inflamații locale, mărirea vaselor limfatice și a nodulilor, deci lucruri de genul acesta. Din acest motiv a fost recomandat ca aceste proteze care erau neconforme cu standardele FDA să fie scoase pacientelor. Am înțeles. O să luăm o scurtă pauză și după pauză vom vorbi despre, vom arăta și câteva tipuri de proteze, vom continua cu asta, vom vedea ce se mai întâmplă și post-operator. Revenim după o scurtă pauză. Deci un sân nedezvoltat și un țesut egumentar, deci pielea, nefiind foarte dezvoltată, trebuie să o lărgim, să o mărim ca să putem introduce o proteză de silicon. În acest caz se introduc sub mușchiul pectoral acele proteze, de fapt sunt niște săculeți în care în mod periodic introducem ser fiziologic. Prin destinderea acestui săculeț, destindem și necesarul de piele pe care îl avem, de care avem nevoie ca să introducem proteza ulterior. Acestea sunt protezele cu ser fiziologic. Există și proteze strict cu ser fiziologic care sunt abandonate pentru că în momentul în care există, poate exista un traumatism, se pot sparge ușor. S-au dezvoltat în timp protezele cu silicon. Siliconul a devenit din ce în ce mai coeziv, în așa fel încât orice fel de... Aici vedem o astfel de proteză cu ser fiziologic. Acestea sunt protezele cu silicon, proteze care, după cum observăm, se practică o tracțiune la nivelul lor. Nu se întâmplă nimic cu membrana respectivă, nu se întâmplă nimic cu gelul. Au o suprafață texturată în așa fel încât... contactul cu țesuturile să fie nealergenic, sper să nu mă exprim nu, în termen medical, în termen. Nu, da, nu, și să, ca acea capsulă fibroasă să se formeze în mod normal, iar acestea sunt protezele cu gel silicone coeziv, deci este extrem de tare, extrem de dur, orice traumatism se întâmplă, nu curge. Deci rămâne acolo, este exclusă această reacție secundară care a fost obținută după protezele PIP. Bine, acolo și membrana era foarte proastă, calitativ, era pur și simplu permeabilă la siliconul acela care, încă o dată spun, era industrial, nu era medical. Deci nici de cum să nu ne gândim că ne-am lovit și începe să curgă. Nu curge. Ele se pot sparge, poate că în zona de fisură se poate dezvolta o reacție de iritație, o mică reacție inflamatorie care trece. Mai sunt tot ca tipuri de proteze siliconice, ele sunt de două tipuri, rotunde și profilate. Cele profilate sunt ușor, sunt anatomice. Da, da, da. De ce? Pentru că noi, chirurgii esteticieni, încercăm să
educăm pacienta în așa fel încât să nu adopte sau să nu-și dorească acei sâni rotunzi care sar în evidență și sunt total artificiali, se vede clar că acolo s-a întâmplat ceva. În cele mai multe cazuri, proteza nu se simte. Deci, dacă o introducem sub mușchiul pectoral, la un sân, la o pacientă, eu știu, care n-a mai avut altfel de intervenții, proteza nu se simte. Este extrem de sigură. Și asta dorim, ca sânul pe care noi l-am operat și pe care l-am mărit ca volum cu protezele de silicon, să aibă o formă normală, naturală, nu o formă artificială. Am înțeles. Ce ar trebui să facă postoperator? Care sunt pașii postoperator? Că preoperator am aflat, trebuie să țină un anumit regim alimentar, regim de viață, trebuie să urmeze tratamente. Are voie să facă sport? Nu are voie să facă sport? Există sutiene speciale? Deja sunt foarte multe întrebări pe care le... Da, sunt foarte multe întrebări și această latură a remodelării sânului are o paletă foarte vastă și putem discuta foarte mult, dar ne oprim astăzi doar asupra măririi sânilor cu ajutorul protezelor de silicon. După intervenția chirurgicală există durere. Deci la majoritatea pacientelor există durere. De ce? Pentru că protezele se introduc sub mușchiul pectoral. Există și altfel de cazuri în care proteza se introduce sub glandă. Haideți să exemplificăm. La exterior avem pielea, după care urmează glanda mamară. Glanda mamară are contact cu mușchiul pectoral, care este așezat pe coaste. Noi trebuie să, ca să mărim volumul glandei mamare, trebuie să introducem proteza fie între glanda mamară și mușchiul pectoral, fie între mușchiul pectoral și coaste. Este de preferat, mai ales la pacientele care vor să aibă un copil, pentru că funcționalitatea glandei mamare este neafectată în momentul în care proteza este între mușchi și coaste. Acea distensie provocată de o proteză care are și ea un volum de câteva sute, 100, 200, 300, 400 de centimetri cubi. Vedem aici, este foarte bine exemplificată, cum se introduce proteza sub mușchiul pectoral, excelent. În momentul în care se produce destindere, fiind o zonă foarte bine inervată, această destindere produce un disconfort. Orice mișcare face pacienta în prima zi post-operator, poate și în a doua, va provoca dureri. Dar este un compromis la care cu care trebuie să care e perioada de recuperare? După ce depinde de la pacient la pacient. Există și paciente care după această intervenție de introducere a protezei sub mușchiul pectoral nu are niciun fel de problemă, deci chiar nu are dureri. Procentul este mic, relativ mic, între 10 și 20%. Recuperarea diferă de la pacient la pacient. Am paciente care după două zile s-au urcat la volan și au condus, au venit singure la schimbat. Deci între două proteze. Zile și maxim cât ați acum, avut, dacă așa? Stăm să spunem, parcă mă înjunghe, parcă mă doare, putem să stăm și săptămâni în șir. Nu, în jur de două, trei zile. Deci după nu este care, o problemă dacă doare ușor, dacă e ceva se grav, poate să, da, revine la medic. Depinde și de sensibilitatea pacientei. Și de pragul durerii. Și de pragul durerii, da. Aceste dureri se calmează cu tot felul de antialgice, se pun tuburi de dren, eu aplic tuburi de dren pentru că în jurul protezei, ca acea capsulă fibroasă care se formează, să se formeze natural și să nu existe factori iritanți în așa fel încât respectiv sânge sau alte exudate, în așa fel încât să nu se exacerbeze ca dezvoltare, să avem acea complicație de contractură capsulară, noi trebuie să îndepărtăm tot ce curge în spatele protezei și se îndepărtează prin tuburile de dren, care se țin între 3 și 5 zile. Și există niște sutiene speciale pe care trebuie să le poarte pacientele? Trebuie să renunțe la clasicul sutien și există unul făcut special post-operator? Sau nu? Da, există sutiene. Eu nu recomand sutienele pacientelor, ci le recomand să poarte o bandă elastică care este pusă la polul superior al sânului. De ce? Pentru că proteza trebuie să urmeze conturul normal și natural
al unei glande mamare, să avem un aspect normal. Deci proteza trebuie să pice ușor în șanțul inframamar. Da, deci în momentul în care avem o presiune care se aplică la polul superior, ea coboară, proteza coboară foarte frumos în șanțul inframamar și ne dă acea formă naturală. Sânul nu face decât să susțină sutienul nu face decât să susțină glanda mamară. Este recomandat din punctul meu de vedere pacientelor care au nevoie de un lifting mamar, deci cu sânii ptozați sau prea mari. Trebuie o susținere, deci nu mai avem de ce să impunem acea presiune la polul superior. Iar în timp chiar nu mai este nevoie de a purta sutien dacă se dorește. Stați puțin. Recomandați sutienul normal sau cel clasic, sau unul special? Asta e în primele luni după intervenție, pacienta poate să stea, să poarte tricouri și fără sutien, dar avem în față un sân care are un volum mai mare decât sânul inițial. Avem la dispoziție ce? Factorul gravitațional, o piele destinsă cu o greutate mai mare decât inițial. Deci, există posibilitatea ca acel sân să mai pice. Trebuie să-l susținem ca să nu avem acea ptoză mamară sau eu știu să nu cadă sânul peste ani și ani de zile. Am înțeles. Telespectatorii noștri ne pot suna la 031 403 0442, atât pentru concursul cu aparatul Breast Light, ce este destinat testării acasă a problemelor la sân. De asemenea, ne pot scrie pe noi să fim sănătoși @gigatv.info, iar telefonul de concurs este de informații concurs este de 0213197750 sau www.iuliapreda.ro în cazul în care aveți întrebări. Și vom putea vedea de asemenea și filmulețul înainte de concurs. Vă așteptăm să ne sunați, să ne adresați întrebări și acum să urmărim filmulețul, dacă se poate. Breast Light este un dispozitiv medical destinat depistării din timp a cancerului la sân și altor afecțiuni ale sânului. Simplu și eficient, în intimitatea casei, puteți afla din timp dacă există o problemă și să apelați la medicul specialist. Nu există riscul radiațiilor sau altor probleme de investigare și singuri acasă aveți posibilitatea de a recunoaște unele schimbări apărute în interiorul sânilor dumneavoastră. Rezultatele nu sunt influențate de prezența implanturilor siliconice care creează probleme altor dispozitive de diagnosticare. La întuneric, puteți observa în sânul dumneavoastră vasele de sânge, iar acolo unde poate fi o problemă se vor observa pete negre sau zone umbrite și întunecate. Este posibil ca acestea să vă indice că trebuie să vă adresați de urgență medicului dumneavoastră. Breast Light este simplu de procurat, fiind disponibil în farmacii. Și acum așteptăm telespectatorii să ne sune. Repetăm numărul 031 403 0442 și rog regia să-l și scrie jos pentru cei care nu sunt repede pe fază să scrie numărul. Vă așteptăm să ne sunați și vă așteptăm de asemenea să ne adresați întrebări, pentru că doamna doctor este aici și acum cât aveți timp să o întrebați, vă rugăm să o întrebați. Dumneavoastră a scris și o carte foarte interesantă, chiar aș ruga-o să ne prezinte, despre femeile care au avut curajul, nu știu dacă colegii mei pot lua niște cadre, femei care au suferit de cancer la sân și chiar încearcă să pozeze și au avut curajul să pozeze post-operator, da, după ce și-au remodelat sânul. Da, a fost un proiect care s-a desfășurat pe parcursul câtorva ani în cadrul Spitalului Universitar. Sunt pacientele dumneavoastră. Pacientele mele. Eu le felicit pentru că nu cred că cineva ar avea curajul să facă lucrul acesta, să se lase pozat și mai mult să-și expună acolo și să-și expună povestea vieții. A fost un program realizat de Fundația Hope for a Life în colaborare cu Spitalul Universitar și cu Academia de Științe Medicale. Am triat, să spunem, sau am consultat câteva sute de paciente pentru a le oferi această posibilitate de reconstrucție a sânului. E adevărat că fiecare pacient, apropo de consilierea psihologică, în momentul în care se prezenta pentru astfel de intervenție, își încerca să-și descarce sufletul medicului. Era singurul căruia
putea să-i spună ce are pe suflet, să încerce să o înțeleagă prin ce a trecut, ce îi se întâmplă, pentru că sunt foarte multe persoane care resping astfel de femei. Și nu numai persoane oarecare, ci și membrii ai familiei. Am avut cazuri cutremurătoare, deci efectiv și acum mă înfior când mi-aduc aminte povestea multora dintre ele. Sunt paciente care... Puteți să ne povestiți sau chiar să citim aici? Da, vă pot povesti. Am ales o doamnă mai îndrăzneață care am văzut că are foarte multe fotografii și a reușit și să zâmbească. Tereza Mărginean, de 43 de ani, din Brașov. Acum câteva săptămâni am vorbit cu... Împlinise 36 de ani când a aflat că are cancer la sân și că îi se va extirpa. A dorit mult să-și facă reconstrucția sânului pierdut și dorința i s-a împlinit. Cu gândul de a nu putea avea copii, s-a împăcat și soțul și ea, care nu a lăsat-o la greu. Deci soțul a fost alături de ea, ceea ce este foarte, foarte important. Totul a pornit de la o supurare a mamelonului. Aveam pe partea laterală a sânului tare. Se întărise ca piatra. Dacă mă durea, cred că mă ducea mai repede. Dar pentru că nu m-a durut și de cele mai multe ori nu doare, cancerul este foarte parșiv, doare doar în ultima fază când este în stadiu avansat, am neglijat. I-am povestit unei cunoștințe care lucra ca asistent la oncologie în Brașov. Iar ea m-a trimis la o doamnă doctor ginecolog, mai ales că de când mă știu am avut probleme și cu menstruația și cu alte probleme, ba hemoragie, ba nu-mi venea la timp ciclul menstrual. Când m-a văzut, doctorița Danila a zis că ar fi bine să merg la oncologie și m-a trimis la doctorul Iacob. Mi-am făcut mamografie și ecografie. Trebuia să merg la el cu rezultatul. Asta era joi, dar eu aveam balamucul meu cu nunta, că abia mă căsătorisem. Deci era o persoană care ar fi trebuit să se bucure din plin de evenimentele care urmau să o bucure. Programasem nunta pe 18 septembrie, fiindcă pe 21 era ziua soțului, să fie un cadou pentru el. Aveam o mulțime de treabă, chiar îmi zicea soțul, lasă că mergem luni, avem tot timpul. De multe ori timpul nu ne mai ajunge și ne dăm seama că avem foarte puțin timp, așa că, dragile mele, mergeți la medic, mergeți la ginecolog, la endocrinolog, la oncolog, să vă faceți o ecografie, o mamografie în funcție de vârstă. Nu este dureroasă, nu costă nici foarte mult și nu vă ia nici foarte mult timp. Gândiți-vă cât v-ar lua să vă faceți un tratament și cât v-ar lua să vă tratați post-operator. Nu mai spun de costuri, nu mai spun de timp, așa că un sfert de oră din viața noastră petreceți poate la coafor o dată pe lună, timp de o oră, de două ore, sau noi, doamnele, știm cât petrecem de foarte multe ori. Așa că nu cred că un sfert de oră din viața noastră o dată la 6 luni sau chiar o dată pe an, hai să nu fiu exagerată, măcar o dată pe an, dacă am merge toate, ar fi foarte bine. Mergeți și faceți-vă un consult la sân. Avem deja un telefon, voi continua puțin povestea și o să ne spuneți și dumneavoastră din experiența personală care este scrisă în această carte, nu știu, se găsește la Curtea Veche? Da, este editată, este scoasă cu editura Curtea Veche, se poate comanda, cred că online, acum a fost o explozie în librării în vremea respectivă, cred că se mai găsește și acum, dar se poate comanda, știu că s-a și reeditat la un moment dat. Am înțeles, deci puteți întreba de carte. Avem un telefon, un telespectator care vrea să și ne întrebe ceva și probabil pentru concurs. Bună ziua, bună dimineața, de fapt, de unde ne sunați și cum vă numiți? Bună dimineața. Bună dimineața, sunt Ileana din București. Da. Și într-adevăr aveam o întrebare pentru doamna doctor. Mă interesa să știu dacă se poate face o remodelare a sânului și fără proteză de silicon. Exact asta, despre asta vorbeam puțin mai devreme, deci trebuie să ne vedem. Și bănuiesc consultația că avem, mă scuzați doamna doctor, să nu o ținem pe doamna. Mulțumim foarte mult și așteptăm să fie alături de noi și sâmbătă viitoare. Acum ascultă răspunsul doamnei doctor, iar aparatul Breast Light este al tău deja. Deci trebuie să ne vedem, să avem o consultație, să vedem despre ce este vorba. Vedeți, deja s-a indus acea fără implant siliconic. Se poate să nu putem să facem remodelare de sân fără implant siliconic. Depinde de dorința pacientei. Încă o dată spun, nu există nici o bază științifică și slavă Domnului, s-au făcut cercetări peste cercetări. Implantul siliconic nu produce cancer.
Drept dovadă, s-au făcut reconstrucții de sân de aici. Chirurgia estetică a sânului a început după ce s-a dezvoltat chirurgia reconstructivă. Deci primele implanturi de sân pentru asta au fost create, pentru pacientele care au rămas fără sân în urma mastectomiei. Și trebuiau și ele să intre, trebuia să intre în rândul oamenilor normali. Putem și trebuie să vorbim câteva minute de astfel de cazuri, pentru că sunt cutremurătoare. Mă încărcam cu fiecare pacientă care venea la consultație. Doamna Tereza, doamna Marginan, este un caz fericit. Soțul a fost și este în continuare alături de dânsa. Este o femeie sănătoasă, a învins cancerul de sân. De asta și cartea se numește Învață să învingi, cancerul de sân se poate vindeca. Deci recomand tuturor femeilor să meargă la controle periodice, pentru că odată depistat în stadiu precoce, se poate face și intervenția de eliminare a acelui nodul cu terapia corespunzătoare, dar se poate face și o reconstrucție în cazul în care pacienta are ca indicație mastectomia. Se fac împreună? Se pot face împreună? Iarăși, sau depinde de stadiul la care se găsește acel nodul, stadiul histopatologic. Dacă pacienta are nevoie de chimioterapie sau de radioterapie postoperator, o temporizăm. De ce? Pentru că toate sălțuțurile care sunt afectate de radioterapie sau supuse influenței chimioterapiei nu sunt țesuturi care să primească foarte bine un implant mamar. Și așa mai bine temporizăm puțin intervenția și o putem face după ce termină aceste două tipuri de tratamente care sunt obligatorii în cancerul de sân. Am înțeles. Putem să mai luăm o scurtă pauză și revenim cu informații utile pentru dumneavoastră de asemenea. Această carte chiar m-a captivat și citeam despre exemplele pe care le dau multe doamne foarte curajoase care au reușit să treacă peste cancerul la sân și peste problemele implicate de acest grav fenomen. Și vorbeam cu doamna doctor acum în scurta pauză ce experiență a avut, poate ne poate povesti și nouă și cât de... Sunt dramatice, cutremurătoare. Pot fi, deci, efectiv... Vă spuneam înainte de pauză că mă încărcam cu fiecare poveste a pacientei care, la care nu puteam renunța, pentru că știți cum e, pacientul vede în medic și în preot sfetnicul cel mai bun și dorea să împărtășească aceste lucruri cu medicul și trebuia să ascult lucrul ăsta. Era un respect pentru ele. Sunt paciente care îmi spuneau că soții au divorțat de ele pentru că asta este boala, le-a lovit și fără un sân... relația lor s-a denaturat. Da, sunt paciente care îmi spuneau că și-au pierdut locul de muncă datorită faptului că... Nu mai erau considerate apte de muncă? Da, sau... deci erau considerate handicapate. Deci ele aveau un handicap. A fost o perioadă a fost bună o perioadă, da. În România când era un handicap. Și mai mi-aduc aminte de o pacientă care și ea este apozată în această carte. Îmi spunea cel mai deranjant lucru care mi se întâmplă în fiecare zi și de câteva ori pe zi este că în momentul în care sună soneria la ușă, să mă duc repede, să-mi pun în sutien acea proteză de silicon ca să nu vadă lumea că i-a rămas fără un sân. Deci, cutremurătoare aceste lucruri. Paciente care sunt disperate la un moment dat. Am avut paciente care a venit împreună cu soțul după reconstrucție și au plecat fericiți. Mi-aduc aminte imaginea. Sunt niște satisfacții. În ochii dumneavoastră, da, așa sunt o niște strălucire și... E efectiv satisfacția actului medical împlinit, da, în care ați reușit să readuce zâmbetul pe buze unei femei. E un lucru important. Aflată apropo într-un de stadiu asta, critic. O pacientă după intervenția chirurgicală, am condus-o în salonul de terapie intensivă și se uita în ochii mei disperată să mă întrebe cum este, ce se întâmplă și dacă i s-a redat sânul după care tângea de atâta vreme. Și am spus, da, stați liniștită, totul este ok, aveți acum sân în locul respectiv și am luat mâna și am pus-o pe sânul, pe partea unde nu avea sân. Este fără cuvinte, n-am cum să vă explic. Deci sentimentele emoționant și emoția din momentul acela e
încă prezentă și, în practic, în pentru asta meu. Și din asta trăiți, vă hrăniți cu această energie pe care vă dau pacientele la fiecare reușită. Eu sper reușită. Să le dau eu energie lor. În faza asta inițială este... și în faza finală vă dau ele, deci e un schimb acesta de energie care se produce implicit. Jobul, asta este meseria mea, pentru asta suntem noi creați, ca să dăm satisfacție, energie și sănătate pacienților. O poveste care v-a adus, vă vine acum în minte și mă păstrați așa mai, de mai mult timp, care v-a impresionat, nu puteți împărtăși, poate telespectatoarele vor să audă și cu ocazia asta să le trezim interesul pentru a merge să facă un test la sân, măcar o dată pe an. Eu încerc să lupt și să fiu alături de foarte mulți care luptă împotriva cancerului la sân. Vă așteptăm să ne sunați de asemenea pentru întrebări. Doamna doctor este aici alături de noi și vă poate răspunde întrebărilor la 031 403 0442. Să ne scrieți la noi să fim sănătoși @gigatv.info. Iar pentru informații despre concurs la 021 319 7750. Și acum o... aștept pe doamna doctor și a revenit puțin așa după momentul emoțional. Da, sunt emoții, sunt emoții foarte puternice și cred că oricine ar fi fost în cazul nostru al medicului. Un medic chirurg care normal este un dur, care nu e așa. Are o latură sentimentală. Nu, nici măcar în timpul actului operator. Este vorba de o concentrare pentru a aduce... Femeile sunt mai sensibile și e mult mai da, e adevărat, rar femeia echipa... chirurg decât bărbatul chirurg. Da, în echipa respectivă, pentru că am fost mai mulți chirurgi plasticieni care am lucrat, să spun, și am operat pacientele. Și am avut un sprijin extraordinar din partea domnului director Sorin Oprescu atunci, în cadrul Spitalului Universitar. Da, erau și bărbați, sunt puțin mai, să spunem, neatinși așa de aceste sensibilități. Dar când vezi o femeie că efectiv plânge în momentul în care vede că sânul pe care nu-l mai avea i-a revenit și simte ceva în locul respectiv, sunt de nepovestit aproape. Da, pot să, mai, să vă mai spun despre o pacientă care a fost diagnosticată cu cancer de sân la 20 de ani și a rămas fără sân la acea vârstă. Deci să atragem atenția și sunt să tragem un semnal de alarmă. Sunt factori, sunt factori genetici, sunt factori de mediu. Nu sunt, trebuie să așteptăm vârsta de 30 sau de 40 pentru a merge să ne facem un control la sân. Și atenție, trebuie să facem ecografie până în 40 de ani. Deci nu ne repezim la mamografie. Bineînțeles. Sper ca în continuare chirurgii mei radiologi să contraindice acest lucru. De ce? Pentru că până în vârsta de 40 de ani sânul are o anumită densitate și este indicată ecografia. Degeaba facem noi mamografie, că nu este relevantă. Nu se vede nimic. Deci nu putem, este chiar un rezultat fals pozitiv sau fals negativ. Plus implicațiile pe plus care implicațiile le are o de iradiere, să spunem, sunt minore, dar minore, toate dar cumulate există, și atunci ar trebui să le îndepărtăm, dacă nu e cazul, de ce să facem? Da. În această carte, dacă vreți și un ghid de autopalpare, de autoexaminare. E vorba de... acolo sunt descriși și factorii care stau la apariția cancerului de sân. O să-i căutăm și acum așteptăm numai o scurtă pauză, pentru că avem un telespectator. Sigur că da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Am o întrebare pentru doamna doctor. Vă rog, vă ascultăm. Cum vă numiți în primul rând și de unde ne sunați? Cristina din București. Cristina din București, bine ai venit alături de noi și îți mulțumim că ne urmărești. Acum o întrebare pentru doamna doctor și bineînțeles concursul Breast Light, da? Da, mulțumesc. În cazul unei mastectomii, casa de asigurări suportă reconstrucția sânului cu implantul siliconic și dacă nu, cât costă? Uite, o întrebare foarte interesantă. Da, e o întrebare interesantă. Te rugăm să fii alături de noi în continuare, să rămâi cu colegii să-ți ia datele pentru concursul Breast Light și răspunsul de la doamna doctor. Mulțumim și noi. Din păcate, doamnă, nu. Răspunsul este nu. Deci Casa Națională de Asigurări nu suportă astfel de intervenții. Se consideră un lux și un... Nu, se consideră... E încadrat în cadrul intervențiilor estetice, lucru care nu este adevărat. Este o intervenție reconstructivă, chiar dacă se folosește. Reconstrucția de sân se poate face și cu proteze siliconice, prin, de fapt nici n-am vorbit despre lucrul ăsta, așa ar trebui să vorbim, poate avem puțin timp. Mai avem prin, puțin timp. Prin... o pacientă mastectomizată nu mai are glanda mamară și o parte din pectoral este extirpat. Deci noi nu avem la dispoziție decât peretele toracic și pielea. Trebuie să realizăm un buzunar
în care, pe care să-l umplem. Cu ce-l umplem? Cu o proteză siliconică. Cum facem lucrul acesta? Se aduce un mușchi de pe spate, latissimus, printr-un tunel, în așa fel încât, deci din spate, în partea anterioară a toracelui, se face acel buzunar și acolo se introduce proteza. Sau mai există lambouri de pe abdomen, din care se recoltează și o parte din mușchiulețul abdominal ca să hrănească lambouri respectiv, iar din bucata aceea de piele cu grăsime se remodelează sânul. În cazul acesta nu folosim proteză, dar toate aceste intervenții costă. În Statele Unite din 1998, toate intervențiile de reconstrucție de sân au intrat sub incidența asigurărilor de sănătate. De reconstrucție în cazul problemelor... În cazul probleme nu numai oncologice, dar există amputații de sân sau, eu știu, probleme în urma traumatismelor, în urma arsurilor, în urma chimioterapiei. Putem avea necroze de părți moi și așa trebuie să facem o reconstrucție. Și atunci sunt susținute. La noi încă nu există aceste programe. Există. Poate cineva ne aude. Noi am reușit în acea perioadă. Respectivă. Am reușit în acea perioadă cu sprijinul multor persoane, cu sprijinul profesorului Bădulescu de la Craiova, care este un oncolog de renume. Am reușit să facem niște, și prin Fundația Hope for a Life am strâns fonduri pentru ca aceste paciente să fie operate gratuit în cadrul Spitalului Universitar și cu sprijinul Academiei Medicale, care ne-a oferit acest proiect. Noi am lucrat medici, am lucrat ca voluntari, am făcut intervențiile chirurgicale, pacienta nu a plătit absolut nimic. În condițiile de astăzi în care, eu știu, strângerea de fonduri este din ce în ce mai grea, aceste intervenții costă. Costul unei proteze de sân plus costul intervenției. Poate să ajungă, eu știu, depinde și de în ce, sunt mulți chirurgi care pot face lucrul acesta, pot ajunge între 2.000-3.000 de euro intervenția. Am înțeles. Deci dacă sistemul nostru de sănătate ar susține, poate multe femei ar fi... Noi am militat atunci foarte operație. Mult pentru a da măcar o parte din suma aceasta a pacientelor. Am realizat și campanii prin care încercam să conștientizăm, să informăm și să conștientizăm populația despre beneficiile unei mamografii sau unei ecografii pe care trebuie să o facem periodic. Am colaborat atât cu Spitalul Universitar, cu Centrul Radiologic de acolo, dar proiectul a avut amploare în toată țara. S-au alăturat nouă în acea perioadă clinici mari din spitalele din Cluj-Napoca, din Iași, din Craiova. A fost o perioadă frumoasă, mi-aduc aminte cu... A fost o luptă. Și această luptă nu mai continuă? Nu aveți idei de a reîncepe? Campania? Necesită foarte mult timp și destul de multe persoane care să fie implicate în astfel de evenimente. Iar în condițiile în care criza în momentul de față este peste tot, să încerci să strângi fonduri pentru astfel de paciente care, vă spun, pot fi sute de paciente, este destul de greu și... Încercăm pe cât putem să le ajutăm, pe cât putem, cu costuri mai mici în timpul intervențiilor chirurgicale, cu consiliere psihologică. Da, să tragem o concluzie acum pentru telespectatori, în cazul în care cu siguranță au înțeles ceea ce am vrut să spunem, iar despre problema sânului, implantului, mai avem foarte multe subiecte de dezbătut. Și în alte emisiuni este bine să fiți alături de noi. E bine să facem implant, este bine. Da, în momentul în care ne dorim și avem nevoie de acest lucru, fără niciun fel de problemă. Tehnologia și medicina a avansat foarte mult, atunci nu trebuie să ne mai facem probleme din acest punct de vedere. De asemenea, pentru persoanele care au nevoie post-traumatic sau post-operator în cazul unui cancer de sân, au șansa acum să redevină femei normale, femei care... să revină la viață, să fie la fel de frumoase, la fel de pline de viață. Și noi suntem aici alături de dumneavoastră să vă oferim informații. Vă rog să ne scrieți pe noi, să fim sănătoși, @gigatv.info sau pe Facebook, la noi, să fim sănătoși. Să ne spuneți ce fel de subiecte ați vrea să mai vedeți, ce întrebări mai aveți. În funcție de dumneavoastră vrem să... ne facem așa o paletă de emisiuni care să fie cât mai aproape de dumneavoastră și cât mai pe interesul celor care ne urmăresc. Pe sâmbăta viitoare, între 9 și 10, eu acum îi mulțumesc doamnei doctor Arbuz Miricioiu, Dana, are un nume foarte frumos și îmi place să-l pronunț așa în toată splendoarea lui.
va fi din nou alături de noi. Îi mulțumiți și dumneavoastră cu siguranță, îi mulțumesc și eu. Și eu vă mulțumesc. Pe sâmbăta viitoare din nou alături la noi, să fim sănătoși!